Ei, salutare, prieteni, eu sunt X-Breaker, bine v-am regăsit la un nou episod din Ghicește fotbalistul, dar acum ghicește-l în funcție de umbra sa, să zicem așa. Sunt alături de Onel. Salut, salut. Și astăzi trebuie să-și ia revanșa. Data trecută l-am învins cu 3-1, acum trebuie să-și ia revanșa. E destul de greu să-ți dai seama, cred eu, după da, umbra. Acum depinde. Acum depinde și cum, în ce ipostaze ne dau jucătorii. Iată primul jucător. Nu ne spune nici de unde e, ai ideea. Că așa, în episodul precedent a fost cât de cât mai ușor. Aaa, cât de greu e ăsta, ești, mă? Ți se pare greu? Episodul. Ah, episodul, credeam că jucătorul ăsta, mie nu mi se jucătorul pare nu greu. Jucătorul nu știu, nu sunt sigur. O să încep eu, dacă tu ești sigur? Păi da, îți dau eu un indiciu, dacă în caz că nu ești sigur. Păi e, nu, o să, văd, o să zic, da. Cred că e Ibrahimovic. Da, așa zic și eu, că văd spectatorii cu Manchester United. Am uitat și la asta în Spania. Da, și da. Peruca lui Ibrahimovic, coada lui. Și iată, răspundem amândoi bine. Mai departe, următorul jucător. Nu uitați să lăsați și voi în comentarii, tot așa. 1, 2, 3, 4, cine credeți voi că este? Să vedem care ghicește mai mulți jucători. A, un portar aici. Da, mă, da. Din câte văd eu... De la Bayern. Da, din câte văd eu, e un portar de la Bayern München. Sunt două variante, zic eu, dar... Nu, no, e una. Da, eu nu știu rezerva de la Bayern München, în cazul în care ar fi rezerva, dar nu cred că e rezerva. Așa zic și eu, tot Manuel Neuer. Neuer zici și tu, da? Da, da, Neuer. Haide să vedem cine este al doilea, al doilea jucător. E un portar și este Neuerito. Da. Iată, avem și puține informații mai sus pe acolo. Neuer a câștigat 500.000 de euro la un show de caritate. O fi bine așa? Bine, zice mai adonat că e logică, da. Oricum, da. Bravo lui. Bă, aici e destul de greu. Nu știu, aici... Aici ce e, un cântăreț? Da, știi nu... sau nu știi? Eu nu știu. Eu știu. Da? Nu știi? Nu știu. E Griezmann. E Griezmann? Da. Eu nu cred că e Griezmann. Eu cred că e Griezmann. Nu știu, după păr nu văd a fi Griezmann, dar nici nu-mi dau seama. Griezmann e când face el faza aia, fiat. Da? Hai să vedem. Eu așa cred, nu cred că... Da, uite, Griezmann. Mesut Ozil. Al patrulea jucător, unul destul de ușor. Cel mai ușor. Cred că e cel mai ușor. Cristiano Ronaldo, zic eu. Cristiano Di Ronaldo, cum se face Ronaldo, cum zic portughezii, ai văzut? Deci mă uit la comentatorii portughezi și când dă gol Ronaldo, mă uitam la ăla cu Portugalia versus Suedia, când a dat Ronaldo 3 goluri. Doar numai așa făcea. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Haideți să vedem cine este... Cine este al patrulea jucător? Cristiano de Ronaldo. Ia să vedem ce spune aici. Ia uite, a avut operație pe inimă la 15 ani. Da? Da. Of. Deci iată că joacă în continuare foarte bine. Hai că aici e groasă treaba. Aici este... Păi, da. Deci... Bra... La echipa de tineret e asta? Nu, cred că sunt ăștia de la Rio, de când au fost acum la Rio. Rio, la Olimpiada, nu la Rio. Sau, păi da, Olimpiatul ăla a fost. Echipa da. De tineri. Am înțeles. Sau sub 21 de ani mi se pare că joacă, da. Ceva în gen. Adică tineretul, da. Da, nu așa, nu prea par ăștia a fi așa tineri. Da, eu zic Dani Alves, nu știu de ce. No, n-are, no? Nu are. Numai că nu știu unul tânăr așa, cine poate să fie. Fred, nu știu, dar na, nu. Nu, eu Chest... nu. E greu să ghicesc așa. Chestia e că eu nici pe Fred nu știu cum arată, adică, na. Haide să vedem care e jucătorul. Ce ar fi să fie unul de ăsta cunoscut? Neymar. Aaaa, nu cred că Avea aia pe cap, adică era foarte greu. Îi făcea capul mult mai mare. Asta e. N-am ghicit niciunul. Da, n-am ghicit niciunul. Egalitate. E 0-0, practic. Asta e destul de ușor. Asta e... Chiar. Gonzalo! Higuain! Gonzalo! Higuain! El cred că este. El, da. Tare rău comentatorul ăla de la Napoli. De la Napoli, da. Crai Nicola, mamă, Crai, deci da. Îl ador pe ăla. Cine se bucură așa acum? Da. Dar ăla e echipament, dar ăla echipamentul ăla nu e din Wolfsburg. Cine naiba sunt ăia? Aia poate sunt adversari. Da, da, pe asta zic. Da, asta zic. Și în imagini pare a fi ceva albastru. Cine are echipamentul albastru? Și, da, ce n-a, la câte sunt echipe sunt? Nu vezi, mă, ce ai cum da. Să zici. Nu, și eu am o posibilitate. O să zic ultimul sau primul. Da. Stai să mă gândesc puțin, să-l iau puțin după urechi.
și după stilul ăsta. Bă, nu știu, cred că e de la City, așa văd eu, cu echipamentul albastru. Eu zic că e Aguero. Eu zic că e între Aguero și Alexis, dar o să zic Alexis. Tu zici Alexis? Da. Haideți să vedem. Alexis Sanchez sau cu Aguero? Eu cred că e Aguero, nu știu, așa cred. El e. M-am gândit și eu la Aguero, dar eram între el și Alexis. El este... Ei, și aici trebuie să ne uităm ce jucător lipsește, deci practic. Deci e una în față, a? Da, am 1-0. Haideți să vedem ce jucător lipsește aici. Ăla e Tersega, un Titi, Piqué, Neymar, Messi, gata, știu. N-are cum să nu fie el. Cel puțin așa cred, numai dacă nu fi fost cumva absent în meciul ăsta. Nu știu, eu sunt între doi. Între doi? Iniesta mai e, mă, la Barça? Da, e și Iniesta la Barcelona. Dar totuși pare cam... Mascherano, dar nu sunt sigur. Cred că pare cam mare pentru a fi... Da, nu e Iniesta, da, e cam mare, nu știu. Mascherano, dar și Mascherano e micuț. Da. Eu zic Suarez. Da, corect. Da, poți să zici tu Suarez. Da, nici m-am uitat de Suarez, dar cred că el e. Da, mergem pe Suarez amândoi și haide să vedem răspunsul. Suarez. Da, da, mă, de asta mă gândeam, era cam greu să lipsească Suarez din echipă. Asta... Ai te-a scris acolo? Nu, nu, nu. A lipsit 37 de meciuri. Așa. Pentru, din cauza că a mușcat urechi la viață. Da, 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 că a fost suspendat de vreo două ori. 37 de meciuri. Păi nu e bine așa? Pe cine a mușcat el? Pe Chiellini? Nu știu, a mușcat vreo 3-4 inși. Pe Chiellini știu sigur că l-a mușcat, dar după nu mai știu pe cine a mai mușcat. Dar pe Chiellini știu sigur că l-a mușcat rău. I-a mușcat. Da, 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 bravo, că și în Anglia am mușcat. Ăsta e destul de ușor. Eu stai așa că mi-am pus atât. Te uiți, că el se bucură mereu așa. Și are și părul lung și mai joacă și în Franța. Pam, pam, pam. Voi știți răspunsul? Voi știți oare răspunsul? Aștept. Nu ne grăbim, nu ne grăbim nicăieri. Mamă. Am, dar îți dai seama după echipamentul ăla în dreapta de acolo. Cavani? Da. Edinson Cavani, da. Da, mă, frate, nu știu de ce aveam altă perspectivă. Edinson Cavani. Ia, uite, mă, că... Ia, din același oraș cu lui Soare. Da, da, bun. Jucătorul cu numărul 10 pare a fi unul de la Real de Madrid. Real de Madrid. Din ce văd eu aici? Eu am așa, crezi că știi care e? Eu știu. Da, eu zic că... Galezul. Gareth Bale. Este Galezul Gareth Bale, după părerea mea și după părerea lui Onel. Și el este. Eu credeam că e cu spatele, zic că era cu față. A, da? Are față de spate. Aolo, aici m-a luat. Eu știu cine. Da? Nu, da. Aici n-am, mamă, deci chiar nici nu știu. Gândește-te, nu te grăbi, că nu e chiar așa greu. Da. Chestia că nu dau seama exact nici cine e în spatele arbitrului, știi? Nu-ți dai seama? Haide, mă! Cine e la Terry? Cine e? Păi... Dacă e capitan la Chelsea, dacă o fi Chelsea. Dacă nu, dar nu știu. No, n-am idee cine e. Haide, mă, chiar nu știi, că chiar... cine e Chelsea, e Diego Costa. Da? Da, mă, frate. Nu știu, n-aveam idee la Diego ăsta. Ia uite perucă ce are. După perucă-l iei. Da, da, nu știu, nu mi-am dat seama. Deci e 1-1. Da. Și ne-am mai rămas vreo 3 jucători, dacă nu mă înșel, tot 15 sunt. Ăsta e destul de ușor. Da, ăsta știm cu toții. Ăsta joacă pe Vicente Calderon și după părerea mea este Antoine Griezmann. Griezmann. Francezul. Antoine. Să fie el, să nu fie el, el este Antoine Griezmannito. Cum se bucură el mereu așa. Opa, opa. 13. Asta e cu ghinion, cred. Băi, ia, e greu ăsta. Chiar dacă e de la Bayern, dar... Nu știu. Eu o să zic unul, dar... Da? Vrei să zic primul, tu știi? Te-ai gândit? Bă, nu știu, să fie Leva, oare? Leva? Altul nu știu, așa în alt. Da, și ce trebuie cam un alt. Da, și ăla e și în spatele lui. Da, mergi și eu tu pe Lewandowski. E cel mai cunoscut și mă gândesc că poate îl pune și el pe cel mai cunoscut. Da. Leva, Leva. În continuare la egalitate și mai sunt doi jucători. Oh, ho, ho, ho. Aici e groasă.
De la Liverpool e ăsta. Sturridge, nu știu. Altul nu trece. Cred că e de la niște adversari lui Liverpool. Sau? Până acum nu cred că. Până acum ai văzut că i-a dat jucători doar de la echipa aia, știi? Mă gândesc că nu schimbă. Adică cine s-a văzut până imagini cam aia a fost. Eu aici nu știu. Nu, și eu zic Sturridge, dar nu cred. Deci cine nu cred? Zic unul de la Liverpool, că na. La Lana zici tu? Haideți să vedem. La Lana sau Sturridge sau cine e? Ne-a țăpit, mă, frate, mă. Ce țeapă ne-a dat? Adevărat? Ce țeapă ne-a dat ăsta acum cu Roisa lui? Adevărat? Și ultimul. N-ai cum să nu-l ghicești pe ăsta. Ăsta e ăla, cum îl cheam, Nicușor de la Brăila. Da, Nicușor de la Brăila, a zis și Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi, jucătorul cu numărul 15, haide să vedem dacă este sau nu. Sau ne trage iar țeapă, cine știe, s-o mai bucura cineva așa. Na, este Messi și terminăm la egalitate din câte am ținut eu socoteală pe aici. Da, acest episod se va termina aici, aștept comentariile voastre, tot 15 jucători, să vedem cine a ghicit cei mai mulți jucători, dar pe bune, nu să vă uitați înainte și după. Nu uitați de like, share, subscribe, Bonel a fost alături de noi, până data viitoare, toate cele bune, pa, pa, ciao!